În octombrie ne demonstrează că în județul Dâmbovița cultura este la mare preț în mediul rural. Ne referim la sărbătoarea toamnei din comuna dâmbovițeană Vulcana Pandele. La Vulcana Pandele, sufletul activităților culturale și artistice este Florina Voicu, referentul cultural al comunei. Primarul comunei îi oferă tot sprijinul, ba chiar atunci când este nevoie, dă și o mână concretă de ajutor. Festivalul toamnei de la Vulcana Pandele, organizat de Căminul Cultural Izvor de Apă Vie, a ajuns la cea de-a noua ediție. Evenimentul cultural se desfășoară pe parcursul mai multor zile. Suita de manifestări va debuta vineri 14 octombrie, când creștinii ortodoxi prăznuiesc pe Sfânta Preacuvioasă Paraschiva. Nu va lipsi expoziția de dovleci, alături de care florile toamnei, produsele culinare având la bază dovleacul, expoziția etnografică cu atelier de lucru și, în ultimul rând, expoziția de fotografie costum popular, vor da un plus manifestării.